aflați că municipiul Hunedoara a fost din nou cu mândrie în prim plan național pe scena Ateneului Român, Camelia Uță, singura hunedoreancă premiată pentru activitatea sa, reprezentanta Direcției de Asistență Socială Hunedoara, a fost distinsă cu premiul de excelență Asistentul Social al perioadei 2020-2021, premiul fiind înmânat de ambasadorul excelenței în asistență socială, Andreea Marin. Camelia lucrează la DAS Hunedoara de 14 ani, ca inspector superior, strategii, proiecte, programe în domeniul asistenței sociale, relațiile cu asociațiile și fundațiile. Asistentul social pe care îl vom felicita în cele ce urmează are un spirit de echipă extraordinar. Este o fire plină de entuziasm, energie, are mereu inițiativă, este implicat în consilierea și susținerea persoanelor cu dizabilități, în supervizarea practicii studenților sau a persoanelor care devin voluntari ai instituției. În timpul său liber s-a implicat ca voluntar în cadrul Bisericii Golgota în proiectul De la inimă la inimă, destinat persoanelor care trăiesc în prag de sărăcie, fie că sunt din județul Hunedoara, din alte zone sărace din țară sau din Ucraina. Provocările vieții au făcut-o să audă strigătul omului aflat în nevoie și au îndemnat-o să-și dedice viața sprijinului pentru cei neajutorați. Câștigătoarea premiului este Camelia Uță din Hunedoara! Cu emoție, dar și cu recunoștință, vin în fața dumneavoastră, dragi asistenți sociali, să vă spun că până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Suntem în picioare pentru că am avut pe Dumnezeu de partea noastră și am avut o echipă puternică în spate. Astăzi eu sunt în față, dar o parte din echipa mea este în sală și o altă parte a rămas acasă la Hunedoara. Dacă ar fi să vă spun un moto, v-aș spune o zicală. Unii oameni luminează când intră într-o încăpere. Alți oameni luminează atunci când iasă din încăpere. Facă Dumnezeu ca în casele în care intrăm, în viețile cu care interacționăm, să aducem lumină, să aducem speranță, să aducem bucurie și calitatea vieții să fie îmbunătățită prin entuziasmul nostru, prin energia noastră și prin tot ceea ce suntem noi. Dumnezeu să ne ajute pe toți. La mulți ani! Mulțumim tare mult!